O zi binecuvântată, dragii mei! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre vot. Cântăriți bine cu cine veți vota, să nu aveți conștiința încărcată mai apoi. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Ieremia 17:5. Aceste zile sunt cele în care oamenii merg la vot. Probabil că sunt o parte din oameni foarte bine informați și știu ce vor vota. Însă cred că cea mai mare parte merg la vot neștiind ce votează. Trebuie să spunem adevărul, că nu politicienii naționali conduc România, ci Uniunea Europeană. Este paradoxal că aceeași presă să promoveze Ziua Națională a României, ca mai apoi să susțină cu vehemență și în floriturile de rigoare comunitatea europeană, care distruge valorile naționale și culturale a fiecărui stat prin politicile infuzate în mintea aleșilor, indiferent de culoarea politică, care ne sugerează că au viziuni europene. Iar noi, oamenii de rând, dăm credit unor astfel de ideale de tip năluci. Dacă vorbim de combaterea rasismului, întrebați pe românii din diaspora despre asta. Dacă vorbim de egalitate, verificați dacă ONG-urile care susțin drepturile minorităților au câștigat mai mult teren decât majoritarii. Dacă vorbim despre moralitate, uitați-vă în Uniunea Europeană și în lume câți aleși avem homosexuali, pedofili, etc. și lista poate fi lungă. Arafat spune că vaccinarea nu va fi obligatorie, dar crede că cei care se vor vaccina se vor bucura de o libertate de mișcare în plus, cum ar fi călătoriile internaționale, multe companii aeriene cerând acest test anticovid. Nu vor mai fi în viitor români, ruși, bulgari, englezi, ci vaccinați și nevaccinați. Pentru ca să fii liber, vei avea pașaport de vaccinat, libertate europeană. Gândiți-vă bine cu cine veți vota dacă veți face asta. Scriitorul și compozitorul Nicolae Moldoveanu a fost pedepsit cu 12 ani de închisoare plus 10 ani de degradare civică și confiscarea totală a averii cu executare în baza articolului 209 Cod Penal pentru crimă de uneltire împotriva ordinii sociale. I s-a luat tot din casă, afară de patul unde trebuia să doarmă soția și fiica dânsului. Armoniu l-a răscumpărat soția lui, ajutată fiind de fratele lui Nicolae. Despre crimă, judecătorul major Văleanul i-a spus: "Ai compus psalmi și cântări religioase și ai făcut propagandă cu ele." Anchetatorii au spus: "N-ai vrut să ne ajuți să compui poezii și cântece pentru Partidul Comunist, așa că aici, în închisoare, o să-ți putrezească oasele." Când a fost eliberat prin decret, după 5 ani, nu i s-au ridicat și celelalte pedepse care se adăugaseră, degradarea civică și confiscarea averii. Fiindcă a venit mai apoi o zi de vot, a plecat la secția de votare unde i s-a spus: "Dumneata, n-ai dreptul să votezi, pentru că ai fost condamnat cu degradare civică." Atunci a luat decizia de a nu mai merge la vot și nu a mai mers niciodată. Așa s-a născut cântarea al cărei arhicunoscut refren este: "Te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te aleg mereu, te aleg mereu." Să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile tale. Psalmul 119, versetele 172 și 173. Conform statisticilor World Matters Info, la data de 5 decembrie 2020, ora 9, au fost înregistrați pe toată planeta, în anul 2020, un număr de 66.288.786 de persoane infectate cu COVID-19, ceea ce reprezintă undeva 0,85% din populația planetei. Din aceștia au decedat 1.525.594 de persoane, care reprezintă o rată de mortalitate din numărul infectaților de 2,3%, iar din populația Terei un procent de 0,02%. România înregistrează în ultimele zile undeva 200 de decese zilnice în medie. Pentru asta s-au luat măsuri să se oprească lumea,
s-au izolat țări și s-au limitat libertăți. Este bine că s-au luat măsuri de combatere a epidemiei, dar forma în care s-au luat ascunde ceva. În România, cifrele spun că zilnic 400 de copii sunt avortați. A oprit cineva lumea să salveze aceste vieți? Au fost limitate libertăți în acest sens? S-au luat măsuri de combatere a locurilor unde merg oamenii pentru dezmăț, ca mai apoi să-și lepede rezultatele desfrâului lor făcând crime? Locurile unde se propagă moralitatea și echilibrul social sunt închise și restricționate. Spitalele sunt sub limitele decenței, iar clinicile pentru avort sunt primitoare. Nu te lăsa impresionat, ci cântărește bine ce faci. Libertatea de a vota este un drept fundamental pentru fiecare om, însă și rezultatul a ceea ce se votează trebuie respectat. Dacă votăm români să conducă România, românii trebuie să conducă țara, nu comunitatea europeană și nici presa. Cu cine să votez? Încrederea în oameni este înșelătoare, însă cuvântul Domnului rămâne în viac. Lucrurile sunt pe direcția de a se împlini profețiile biblice referitoare la acel segment al istoriei umanității, când apostazia este la culme. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și din pricina izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Daniel 8, versetele 23 și 24. Și vor trebui să se întâmple pentru ca Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui, timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Daniel 7, versetele 24 și 25. Așa că puneți-vă încrederea în Dumnezeu. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa 22, versetul 12. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te aleg mereu, te aleg mereu. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o minte înțeleaptă. Dacă mergeți la vot, să votați cu frică de Dumnezeu.